am avut decât să desfacem fața de ușă. Vom intra și pentru prima dată vă voi arăta mașina. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod mult așteptat. Cei care mă urmăriți pe Instagram, pe Facebook, pe toate rețelele de socializare, ați aflat deja că mașina mea va intra la o schimbare de culoare. Și când am spus schimbare de culoare, m-am referit strict la colantare. Așa că Leonul a fost dus acum câteva zile la pregătit, pentru că avea câteva înduituri care trebuiau făcute atât pe portbagaj, pe ușile din dreapta, pe capotă și câteva mici chestii pe plafon. Iar astăzi suntem la DTS Carvrap în Mehedinți. Aici a sosit prietenul nostru Ionuț din Germania. Colantul ce va fi pus pe mașină, da, ați auzit bine, nu se vopsește mașina, va fi colantată. Este venit tocmai din Germania, de la o firmă care este extrem de bună și extrem de scumpă, să spunem așa. Culoarea care se va monta pe mașina mea, atât pe mașina mea cât și pe a lui Ionuț, este ceva mult diferit și nu s-a pus niciodată în România pe absolut nicio mașină. Această culoare a fost produsă în 100 de role în toată lumea. Este o culoare foarte specială. Așa că lăsați voi mai jos în comentarii acum și spuneți ce culoare credeți că este. Deci voi vedeți multe culori în spatele meu, dar cam niciuna nu e de pe acest panou. Este ceva diferit. Prima dată vom face o grafică pe mașina lui Ionuț. După va intra Leonul la colantare totală. Vom face și plafonul la Leon tot negru, iar restul mașinii toată o culoare. Acum să vă arăt eu clipuri de când am dus mașina la pregătit. Ionuț a dat jos și stickerele cu Leon. Iar aici va trebui să-i mai dea un kit de finish. Portbagajul a avut o înfloritură de rugină. A curățat absolut tot unde era nevoie. Iar pe ușa din spate au fost două înfundături sau trei. Pe ușa din față la fel, deoarece știți bine, când deschid ușa în parcare ating de mașină. Le-a scos, le-a îndreptat și a dat un kit de finish. Iar pe capotă vă știți bine că era o îndoitură în capotă, la fel Ionuț a scos-o, iar ce a avut puncte mici de rugină, la fel le-a îndreptat și le-a pus kit. Acum mașina e pregătită de colantat, dar mai înainte de toate, cum ați văzut pe ușa asta din spate, o să o dea cu primer, ca să nu mai fie nevoie de altceva. Acum în garaj a intrat mașina lui Ionuț, o Alfa Romeo 159, cu un motor de 1.950 de cai. Această mașină va avea grafică cu culoarea care o vom pune noi astăzi pe seară. Deci vom avea două mașini diferite în România cu aceeași culoare și aceeași nuanță. Astăzi ne vom apuca prima dată să facem mașina lui cu grafica pe care o dorește, iar apoi băgăm Seatul la colantat. Partea aceasta este gata, mai trebuie puse câteva modele la grafica asta. Ionuț mai face o grafică pe capotă și mai trebuie pus pe partea aceasta, colan și atât. Voi o să acum vedeți în alb-negru, dar la final o să vedeți ambele culori, pentru că e una și aceeași. Bă, ziua a doua de vlog! Am terminat de colantat mașina lui Ionuț, adică grafica aia care v-am arătat în alb și negru. Acum o să vă arăt tot în alb și negru, iar spre final, când băgăm mașina mea, atunci vă arăt cu adevărat noua culoare. Acum voi merge cu mașina la spălătorie ca să o spăl bine și să o frec să nu aibă absolut nicio impuritate, iar apoi o băgăm în garaj la colantat. Gata, mă băieți, am spălat-o, așteptăm să se uște. Oricum, noi o vom lua cu argilă toată mașina înainte de degresare, o vom degresa și cu alcool izopropilic, dar înainte de alcool izopropilic vom folosi argila pentru decontaminarea tablei, ca să facem lucru să iese așa cum trebuie. Acum mașina este curățată, o vom băga direct în garaj și ne apucăm de treabă.
Păi cam așa e și în mașina lui Ionuț, cu noua grafică pe ea. Hai să vi-o arăt și de la spate, pentru că spatele este cel mai interesant. Cam așa se vede ea. Hai că la final o să vă pun cadrul și cu culorile aplicate pe dânsa. Are o grafică mai diferită și din față, la fel, a fost o culoare aleasă, una dintre ele care a fost să-și pe lateral. Bă, oficial am băgat mașina înăuntru, Ionuț 1 cu Ionuț 2 s-a apucat ca să o desfacă, iar acum o să dau și eu o mână de ajutor după ne apucăm de treabă. Bă, știu că m-ați învățat voi ca să desfac difuzorul și să umblu la oglindă, dar sincer nu am putut ajunge cu mâna acolo sus. N-am avut decât să desfacem fața de ușă într-o parte, să o slăbim. Slăbim în așa fel încât să putem să băgăm mâna, să ajungem la acest șurub, pentru că nu este ca la Seat Ibiza să ridicați oglinzile într-o parte și să le desfaceți. Trebuie neapărat să desfaceți un pic fața de ușă ca să vă permite să ajungeți cu mâna la acest șurub. Deja eu pot să ajung și nu o să mai dau fața de ușă de tot jos, pentru că nu vreau ca să mai rup vreo clemă de pe partea asta. Da, băi, ți-am dat și oglinda jos. Vedeți, băi, e un sistem mai complicat aici. Trebuie să dați fața de ușă într-o parte ca să puteți să ajungeți și asta este aici mufa de la oglindă. O să aveți nevoie de o cheie cu cricket sau cu o tubulară de 13, exact ca asta. Toate ca toate, dar noi am muncit astăzi toată ziua la mașină și nu am prea mâncat. Așa că de data asta mergem repede la Craft să luăm ceva de haleală. De fapt, merg eu să iau ceva de haleală la băieți, pentru că merită. Toată ziua astăzi au stat numai pe lângă mașina mea, iar apoi ne întoarcem la garaj, pentru că trebuie să terminăm ori în seara asta mașina, ori până mâine să fie gata. Oricum, voi vedeți vlogul în weekend. Gata, mă, băieți, am luat și pizza. Acum să-i dăm drumul iară la garaj, pentru că mai avem destulă treabă, trebuie să terminăm Leonul. Au fost multe imperfecțiuni și la plafon de ordine estetică care trebuiau făcute și am dat pe locul pe unde se simțea la mână, la deget. Absolut. Tot la fel am făcut și pe partea aceasta, pentru ca mașina să iese perfectă și fără impurități. Asta ziua a treia de vlog. Suntem la service cu mașina lui Ionuț. Am venit ca să-i fac unghiul de fugă la prietenii mei aici la service, să echilibrez roțile, pentru că zicea că are ceva probleme cu ele. Și am zis, dă-mă mașina pe mâna mea, rămâi tu să-l ajuți pe Ionuț la colantat, iar eu mă duc să-ți fac mașina. Așa că oarecum ne ajutăm reciproc. El încolantează mașina mea împreună cu Ionuț, iar eu îi rezolv problemele la frumusețea asta a lui de alb. I-am echilibrat roțile, am pus inele de centrare pentru că ale lui nu erau bune, iar acum trebuie să-i facem unghiul de fugă și să-i o duc gata făcută.
Băi, fraților, mașina este aproape gata, însă fețele de uși ne-au dat o mare bătaie de cap, deoarece sunt foarte greu de prins și de centrat, odată cu geamul, cu macaraua. Deci cei care aveți Seat Leon, aveți mare grijă cum dați fețele de uși ca să vă dați jos glinda, pentru că e mare bătaie de cap. Mai bine de o oră am stat pe fața asta de ușă ca să o centrăm și să o așezăm așa cum trebuie și să prindem toate șuruburile, pentru că este foarte, foarte dificil să faceți chestia asta. Speram ca fața aceasta de ușă să vină, să o prinde mult mai ușor, pentru că am avut geamul ridicat pe partea cealaltă, era geamul coborât și a fost mai greu de centrat. Bă, oficial, mașina este gata, este a patra zi, am ajuns la garajul DTS CarWrap. Iar acum vom intra și pentru prima dată vă voi arăta mașina cu noua culoare. Și cam asta este mașina cu noua sa culoare, cu noua sa înfățișare. Deci e o culoare ciudată rău de tot, adică ciudată rău de tot. E mai diferit. Așa arată și pe partea aceasta. Bă, și oficial am scos-o la lumină și cam așa arată, deci în întuneric este total diferită față de cum se vede în soare. Băi, și nebun! Uitați-vă aici cum se reflectă perla asta, portocaliu ăsta cu roz, cu... N-am cuvinte să vă explic, deci mașina în realitate este mult mai wow decât pe cameră, deci v-am zis, este o culoare unică. Deși a costat foarte mulți bani, pentru că este extrem de rară și a fost o ediție limitată, bă, rezultatul e mega, ultra, wow! Pe plafon s-a aplicat folie PPF color. Am făcut eu un clip în care vă arătam cu peria de sârmă că o zgârie și se regenerează. Folie din aceea am pus. Deci culoarea asta și cu elemente roz, e, cu elemente negru, e... Wow! Așa se vede cum bate soarele în ea, pe capotă. Cam așa se reflectă. Uite, uite cum bate, vai de capul meu. Bă, și asta este mașina lui Ionuț, tot în alb și negru v-am arătat-o până acum, dar acum, de data asta, o aveți în culori. Culoarea care am pus-o pe Leon pe spate o are el. Și noua grafică și, bineînțeles, firma lui de tuning, KMF Tuning. Ce spuneți, cum arată? A vrut să aibă un design mai aparte, să zicem așa. Uite, și asta este făcut în același colant. Deci lateralul cu KNF Tuning este aceeași nuanță ca asta de pe capotă. Ia spuneți, cum arată Alfa asta? Merită 1000 de like-uri clipul ăsta? Dragi prieteni, uite că am ajuns la finalul clipului. Acestea sunt mașinile care au fost la colantat. Leonul meu, mașina lui Ionuț, Alfa Romeo 159, care a avut o grafică mai deosebită așa pe spate. El nu a vrut să o colanteze total. Astăzi am să vă spun ce culoare am folosit pe această mașină, dar și pe aceasta, pentru că amândouă au aceeași culoare, adică perfect. Această culoare. În Germania cred că mai sunt vreo 3 sau 4 mașini făcute, în rest cine știe pe unde ar fi ajuns restul de role. Sigur că mă veți întreba cât a costat 20 de metri de colant pentru această culoare care este o ediție limitată. Și eu o să vă spun că nu a fost destul de ieftin, a fost ceva mai scump, adică 1400 de euro a costat colantul, pentru că
astea sunt costurile când vrei ceva deosebit și vrei să fii, să ieși în evidență oarecum. Pe mașina lui Ionuț s-a pus spatele cu aceeași perfect pitch, iar el a zis, bă, hai să ies cumva în evidență cu ea și să-mi imprim logo-ul de la KNF Tuning, firma lui Ionuț din România. Bineînțeles, Instagram-ul lui, cei care vreți ca să vedeți Alfa asta tot mai des, așa, și Insta Story-ul, puteți să intrați și la el acolo să vedeți. Bineînțeles, grafică cu o culoare mai deosebită, să zic așa, nu știu, e un mov, perlat, ceva de genul, un roșu satin, o culoare deosebită. Triplele de spate, el a vrut să iese puțin cu ele în evidență și bineînțeles că le-a făcut negre. Zici că de la spate e un bondar pur și simplu, așa, aveți doi ochi din ea mari, negri, așa. Semnalele de jos la fel. Și nu știu, cel mai probabil o să treacă grafica asta în talon, pentru că nu este, adică ar fi și nu prea ar fi în tom ilegal. El au zis că se încadrează în 30% cât este normal, dar rămâne de văzut. Plus, această mașină a beneficiat de un polish total, pentru că era nevoie, era foarte griată și avea foarte multă pânză de păianjen pe ea. Eu nu și-a făcut-o singur cu sculele care le-a adus direct din Germania și a zis, bă, hai să mă învățați și pe mine să polișez și chestii de genul. S-a făcut tocmai un curs la noi de perfecționare, pentru că și el se va axa pe acest domeniu. Fel ca și înainte, elemente cu negru care au fost făcute mai de mult, triplele care au o folie ușor light smoke, pentru că sunt în tocmai legale. Folia asta smoke am dat-o jos pentru că o să pun alta. Nu am umblat la evacuări pentru că nu este nevoie. Iar cel mai interesant, să zic așa, este plafonul, dar vino tu, Ionuș, pe partea din față. Să se vadă cât mai bine, pentru că pe plafon am pus un negru lucios ce voi l-ați văzut pe canalul meu de YouTube într-un alt clip, când făceam cu peria de sârmă pe el și vedeați că zgrieturile se regenerau. Adică am folosit o folie PPF negru lucios, adică o folie color de la PPF negru lucios. Și priviți și voi cum se vede, întocmai foarte, foarte oglindă. Legat de lateralul mașinii, Ionuț s-a gândit ca să-mi folieze și semnalele acustice, semnalizările cum ar veni de pe aripi, a făcut smog pentru că dă foarte bine în contrast negru cu această culoare. V-am zis, culoarea se numește Perfect Peach, adică este un portocaliu, dar cu fel și fel de nuanțe, adică ziua când bate soarele în ea se vede portocaliu spre roz, e ceva mult prea diferit. Clipul de față a rămas la fel negru lucios, proiectoarele au rămas și ele tot galbene, așa cum mi-au plăcut mie, pentru că sunt și benefice la această grila din față cu negru și această culoare se combină foarte bine cu negru, la fel ca și oglindele, negru lucios. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi, vă mulțumesc că ați urmărit acest clip până la final, sper că vă place culoarea, fie că vă place, fie că nu vă place, bușiți butonul ăla de like, mie îmi place enorm de mult, nu am cuvinte să spun și v-am zis, este o culoare deosebită, mi-a scris mult, negru, verde, albastru, nardo grey, niciunul dintre voi nu a nimerit culoarea, aceasta era, așteptările erau total diferite, adică vedeți și voi. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, ne vedem data viitoare într-un nou episod. Bye, bye!